O echipă de elevi de la Colegiul Ion Minulescu din Slatina a mers astăzi împreună cu jandarmii la Tribunalul Olt. Aici le-au fost prezentate activitățile pe care le desfășoară oamenii legii în timpul programului de lucru. Elevii au putut vedea cum se asigură paza instituției, cum se intervine în cazul unui scandal sau cum este identificată o persoană. Experiența a fost una interesantă, au spus doi tineri care vor să devină jandarmi. Este o meserie destul de grea privind zilele de astăzi în care se întâmplă foarte multe lucruri și acte teroriste și tot felul de greve și în fața instituțiilor, dar pe departe și mi se pare și o meserie destul de frumoasă. A fost interesant, am aflat diferite lucruri pe care n-aveam de unde să le știu și mi se pare o idee bună lucrul acesta pentru a afla noi mai multe lucruri. Îți dorești să lucrezi și tu la jandarmi? Da, mă gândeam după terminarea facultății sau ceva legat de poliție. De la Tribunalul Olt, elevii s-au urcat în mașinile de intervenție și au plecat prin oraș pentru a vedea cum se desfășoară o acțiune de patrulare. Elevi de liceu au avut posibilitatea să participe alături de jandarmi în misiunile specifice, în misiunile de patrulare. S-au prezentat modul de executare a misiunilor de pază și protecție instituțională, au putut lua contact cu materialele, dotarea și modul de acțiune al jandarmilor în misiunile specifice. Activitățile vor continua și în zilele următoare, când va fi organizată Ziua Porților Deschise la subunitățile de jandarmi din Scornicești, Balș, Caracal și Corabia. În cadrul programului Școala Altfel, jandarmii vor organiza pentru elevi acțiuni educativ-preventive. De asemenea, vor fi distribuite și materiale informative cu recomandări de care tinerii trebuie să țină cont pentru a nu fi angrenați în activități ce le-ar putea pune în pericol viața.